Discutăm pentru început despre evenimentul momentului, întâlnirea istorică dintre președintele american Joe Biden și Vladimir Putin, care are loc chiar în aceste momente. La ce decizii să ne așteptăm astăzi, după această întâlnire istorică? Sigur, nu vom afla așa niște decizii extrem de concrete, așa cum ne-am așteptat, cum a fost de pildă decizia NATO cu privire la trupele rusești din Transnistria, care a fost într-adevăr o decizie curajoasă și un avertisment foarte important pentru Federația Rusă. Dar eu, așteptarea mea este ca America să rămână același partener, da, loial pentru toate statele care se confruntă cu agresivitatea Federației Ruse. Însă, mai important decât atâta este să înțelegem că această întâlnire este legată de China și de interesele economice ale Chinei în contextul pandemiei, mai ales, sau după pandemie, post-pandemie, cum doriți să considerați, pentru că există un avans, da, să zicem, economic pe care China îl arată, îl are, îl va avea și e nevoie la nivelul statelor și europene, dar și cele care sunt în parteneria cu America, să se regrupeze, să găsească soluții de relansare și de a face față competiției. Putem spune în acest moment că China este principala amenințare pentru America? E o competiție economică. Și nu Rusia, așa cum știam până acum. Este o competiție economică care s-a schimbat foarte mult după această pandemie. Întreaga regulă a jocului la nivel internațional s-a schimbat, tot ce ține de, nu doar de economie. Însă, așa cum știți, eu nu consider vreodată și de altfel cred că și România consideră cumva la fel, indiferent că vorbim de chestiuni economice sau de celelalte militare, Rusia nu este niciodată un partener punct, adică n-aș spune nici măcar loial, pentru că Rusia, prin agresivitatea pe care o are, mai ales din punct de vedere militar și propaganda pe care o desfășoară în întreaga lume, dar mai ales aici, în regiunea noastră, nu poate să fie un partener. Probabil se va discuta la această întâlnire, sau ne așteptăm să se discute la această întâlnire și situația opozantului rus, Alexei Navalny. Credeți că va fi un subiect de discuție? Eu nu-l văd atât de curajos pe Biden, pe președintele Americii. Întreaga politică pe care o desfășoară astăzi Casa Albă mi se pare mai puțin curajoasă decât cea a președintelui Trump, de exemplu, și cea pe care au desfășurat-o republicanii. Deci, sigur, se poate discuta, cred că într-o manieră mult mai diplomată decât ar fi făcut-o Trump, de exemplu. Să nu uităm că nu doar opozantul rus Navalny este în acest moment un exemplu de cât de periculoasă este lipsa democrației și libertății, dar avem și în Belarus un caz mult, mult mai dur cu acest tânăr jurnalist care a fost prins, închis după ce o cursă comercială a fost oprită, da, de președintele Belarusului. Și Rusia nu este străină de ce s-a întâmplat în Belarus, că ar putea fi și acesta un subiect.